Lăudat să fie numele Domnului. Domnul lucrează și are puterea și tăria ca să schimbe orice circunstanță a vieții noastre. Are puterea și tăria ca să dea la o parte orice piedică, să transforme inima, să transforme viața dintr-un om care lăudai și poate te închinai diavolului și lucrurilor din lumea aceasta, nu? Că orice lucru care înaintea căruia ne închinăm și nu este Dumnezeu, este închinat diavolului, nu? Dumnezeu nu face altceva decât schimbă viața noastră și ne dă puterea și capacitatea ca să trăim pentru El, lăudat să fie numele Domnului. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură, vom citi un pasaj în această dupămasă din Fapte 16, deja puțin s-a vorbit despre el. Fapte capitolul 16, vom citi de la versetul 16 și vom conclude versetul 34, un pasaj un pic mai lung, dar haideți să-l citim și să vedem cine vorbește cuvântul lui Dumnezeu în această seară și felul în care Domnul este Cel care este gata și de această dată să ne ajute să vedem puterea lui Dumnezeu și ajutorul pe care l-a pregătit pentru fiecare dintre noi. Cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește și spune în felul următor. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși afară din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au tărât în piață înaintea fruntașilor. I-a dat pe mână dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cunuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat de grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credeau că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, că și toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat la el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Amin. Vă rog, respectuos, să ocupați locurile. Stimați frați și surori, stimați ascultători, în această seară este un har deosebit ca să putem să fim în casa lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu de oportunitatea aceasta pe care ne-a dat-o fiecare dintre noi să fim în locul acesta, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Probabil că unii dintre noastre spuneți în felul următor: frate Dariu, și de dimineață ai spus tot aceleași lucruri. Haideți să vă spun ceva. Cel mai prielnic loc pentru sufletele noastre și pentru viețile noastre nu este casa unde noi ne dezvoltăm și unde ne petrecem cel mai mult timp. Nu este nici măcar locul de muncă unde ne câștigăm existența. Nu este nici măcar în preajma prietenilor sau a celor dragi sau așa mai departe.
Cel mai prielnic loc în care noi putem să fim este în casa lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Și lucrul acesta trebuie să fie o certitudine pentru fiecare dintre noi, a faptului că locul acesta este locul unde Dumnezeu se ocupă de noi, de nevoile noastre. Aici Dumnezeu nu face altceva decât ne vorbește, ne sfătuiește, ne mai mustră Domnul pentru că ne iubește și mustrarea face parte din ridicarea pe care Dumnezeu o face în dreptul nostru, dar Dumnezeu este acela care fiecare dintre noi este gata să ne vorbească. De aceea, așa cum avem bunul obicei, haideți în continuare să rămânem într-un duc de rugăciune. Pentru că Dumnezeu este acela care vrea pe fiecare dintre noi să ne învețe câteva adevăruri în seara aceasta. Am citit pasajul acesta, m-am rugat ca Domnul să-mi dea un cuvânt, știam în anumită măsură ce trebuie să vorbesc pentru seara aceasta, tocmai datorită faptului că, așa cum vă spuneam de dimineață celor care ați fost, așa Domnul mi-a pus în inimă așa câteva gânduri care m-au frământat și îmi doresc ca să elucidăm câteva dintre enigmele care foarte mulți dintre noi le trăim fără să ne dăm seama. Vedeți ceea ce fratele Marian deja spunea, noi ca și generație suntem o generație care din nefericire undeva ceva s-a întâmplat în viața noastră și se întâmplă în umblarea noastră spre împărăția lui Dumnezeu și în loc să fim oamenii aceia care să mergem din putere în putere și să fim oamenii aceia care să fim pasionați, care să dăm la o parte orice lucru, nimica, și am învățat lucrul acesta în seriile de predici pe care le-am avut, nimica nu trebuie să fie primordial în viața noastră decât Iisus Hristos și lucrarea lui, Doamne ajută la lucrul acesta. El trebuie să fie cel ce trebuie să ne consume. Gândul acesta ar trebui să fie un gând care să ne consume. Doamne, cum pot să fac mai mult pentru Tine, pentru împărăția Ta? Cum să Te slujesc mai mult? Cum să fac, Doamne, mai mult pentru lucrurile pentru care, de fapt, Tu le-ai făcut în viața mea, ca să pot să particip, Doamne, și să fac parte din împărăția Ta și să impactez împărăția Ta. Pentru că fiecare dintre noi ne aducem aportul în împărăția lui Dumnezeu. Ei, dar există o problemă și o meteahnă cu care noi oamenii, pe care noi avem, e ca și un blestem, dacă vreți, care se ține după noi. Blestemul acesta în care mergem bine o zi, două, trei, o lună, două, trei, patru, cinci, un an, doi, trei, patru, iar apoi dintr-o dată ne dăm seama că ceva se întâmplă în viața noastră și ne dăm seama că nu mai suntem atât de pasionați, ne dăm seama că nu mai avem atâta dorință de a veni la casa lui Dumnezeu, ne dăm seama că de multe ori poate venirea noastră la biserică este doar formală, doar ca să ne vadă X sau Y, doar ca să ne facem și noi prezența. Nu există motivația aceea, știi care motivație ar trebui să existe în viața noastră de fiecare dată când vin la casa lui Dumnezeu? Așa să tremuri ca și atunci când te-ai căsătorit, când ai așteptat să vină mireasa sau mirele după tine. Știi, au fost așa emoționant, au fost așa, ioi, acum tinerii încă nu știu care, încă nu s-au căsătorit, o să vedeți cum o să fie, o să tremurați, trebuie să țineți pe cineva lângă voi, nu cumva să leșinați de emoții ce le aveți, da? E emoția aia așa care te consumă în interior, îți dorești așa de tare să ajungă el sau ea și cum o să fie, cum o să, da? Vineri am participat la o nuntă, pentru prima oară am participat la o nuntă. Nu pentru prima oară am participat la o nuntă, da? Știți lucrul ăsta, da? Pentru prima oară am participat la o nuntă, cum că tot vine vorba de nuntă, în felul în care am participat pentru vineri. A fost ceva straniu și pentru mine. Adică am ajuns acolo, trebuia să predic, o deschis păstorul care o deschis slujba, au intrat mirele, o aștepta pe mireasa aici la altar, la un moment dat a venit mireasa și am văzut că stau în picioare, ei nu stau jos deloc. Și în momentul când eu m-am ridicat să predic, zic, stau jos. Nu, zice, stăm în picioare. N-am predicat mult, vreo 35 de minute. Dar 35 de minute, cât a fost slujba și mirele și mirea s-au stat în picioare. N-am înțeles nici acum lucrul ăsta, de ce a fost așa. Dar, în fine, a fost o chestiune așa pe care n-am mai experimentat niciodată. Să stai și mirele și mireasa în picioare, toată slujba, și să nu cumva să stai jos și să stai acolo. Și mi-am dat seama, bineînțeles că în momentul când i-au intrat în acolo, la locul de ceremonie, el stătea cu spatele și când s-a întors și a văzut-o cât de frumoasă, îmbrăcată, mireasă, a fost emoționat, amândoi început să le curgă lacrimi. Știi, cam așa ar trebui să fie când vine la casa lui Dumnezeu. Acum, nu exagerez lucrul acesta. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este Cel care s-a ocupat de nevoile noastre. El este Cel care nu a făcut altceva decât ne-a iertat trecutul nostru, ne-a iertat păcatele noastre. El este Cel care a plătit jertfa pentru noi. El este Cel care a făcut absolut tot pentru noi. El este, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, dar El se reprezenta ca o mire care trebuie să vină. Noi suntem mireasa lui Dumnezeu. El nu vine după văduvă. Una din aia care este, cine știe ce-a mai fi, cum a fi, nu? Care așteaptă nu să vină mirele, ci să vină moartea după ea, nu? Mă iertați de expresie.
Noi suntem o văduvă, noi suntem mireasa lui, lui Hristos. Cum trebuie să-L așteptăm pe Domnul? Mai plin de pasiune, wow, abia aștept să vină Domnul. Ei, problema asta și meteacna asta noi avem ca și generație. Suntem o generație care, din nefericire, nu prea așteptăm venirea lui Dumnezeu. Și îmi pun întrebarea asta și noastră probabil vă puneți întrebarea asta. Acum, dacă v-aș întreba, sunteți mulțumiți cu viața noastră spirituală? Și răspunsul categoric, dacă ești onest cu tine, da, răspunsul este nu, nu-s mulțumit. Nici eu nu sunt mulțumit cu viața mea spirituală. Vă spun sincer lucrul acesta, nu? Și sunt pastor și îmi doresc mai mult și mai mult să-L cunosc pe Dumnezeu, îmi doresc mai mult să cresc spiritual, îmi doresc mai mult să fiu eficient, îmi doresc totdeauna când vin înaintea dumneavoastră să-mi dea Dumnezeu, da, coerență, să-mi dea Domnul înțelepciune, să-mi dea pricepere, să vorbească Domnul după nevoia inimii, nu ce vreau eu să vă vorbesc, nu ce cred eu că ar fi ok, ci ce vrea Dumnezeu, că Dumnezeu vă cunoaște pe fiecare dintre dumneavoastră și cei care ne urmăresc și îmi doresc lucrul ăsta totdeauna și îmi doresc ca să totdeauna să-L cunosc. Dar îmi dau seama că de multe ori există în viața mea, așa cum există și în viața noastră, momentul ăsta de plafonare. Momentul acesta în care parcă facem lucrurile așa. Ei, în seara aceasta, Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă pentru noi și o să vedem felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută pe fiecare dintre noi. Pentru că tot am vorbit despre Duhul Sfânt și o să vorbim despre Duhul Sfânt, da? Ca și Biserică Pentecostală, în urmă cu câteva zile am sărbătorit centenariu, 100 de ani de când prima Biserică Pentecostală s-a înființat în România. Categoric, acum noi suntem de 100 de ani vechi, 100 de ani în România, dar mișcarea pentecostală este din ziua cinzecimii, din momentul când apostolii au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. A fost momentul acela când Dumnezeu și-a născut biserica și aia a fost mișcarea pe care da, biserica a început să o experimenteze. Dar în această seară o să ne uităm să vedem exact felul în care ne ajută Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că de cele mai multe ori foarte mulți dintre noi ne limităm și limităm pe Duhul Sfânt doar la anumite chestiuni, da? Îl limităm pe Duhul Sfânt doar pentru nașterea din nou. Îl limităm pe Duhul Sfânt doar ca să experimentăm botezul cu Duhul Sfânt. Îl limităm pe Duhul Sfânt doar așa ca să ne mai descopere câteva lucruri atunci când avem noi nevoie, când avem o cauză specială, atunci avem nevoie de descoperire, nu? Am un prieten și tot îmi trimite mesaje, zice: "Hai, roagă-te", zice, "să vezi ce spune Duhul Sfânt. E aia sau aia, sau aia sau aia, sau aia, zi, bă, pe pișta, oh, oprește-te", zic că nu-i așa, ok? Nu-i chiar așa, da? Pentru că de cele mai multe ori, știți, depindem așa de Duhul Sfânt doar așa spontan. Ei, în seara asta o să învățăm că, de fapt, noi nu trebuie să depindem de Duhul Sfânt spontan în viața noastră, ci noi trebuie să înțelegem că viața noastră trebuie să fie o viață în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze 24 de ore în fiecare zi. Amin. În viața noastră. Dar pentru asta trebuie să-i dăm teritoriu, trebuie să cedăm toate lucrurile, domeniile din viața noastră, ca El să poată să te ajute. Diferența dintre diavolul și Dumnezeu este în felul următor. Diavolul intră cu buzna în viața ta. Nu trebuie să-i dai permisiunea. El intră cu buzna, el sparge ușa și intră în viața ta. Dumnezeu este acela care totdeauna, doar în momentul în care tu îi spui: "Doamne, te rog să intri în viața mea. Doamne, te rog să cercetezi viața mea." De-aia noi tot vă motivăm și ne motivăm și pe noi în momentul când vă motivăm pe dumneavoastră. Oameni buni, haideți ca să cedăm toate domeniile din viețile noastre. Viața noastră e compartimentată pe domenii. Toate domeniile din viața noastră să le cedăm Duhului Sfânt. De ce? În momentul când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începe să lucreze în dreptul domeniilor din viața noastră, El începe să expună lucruri care nu sunt bune în anumit domeniu. Da? Și în momentul când expune acel lucru, noi nu facem altceva decât începem ca să venim și să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze și să ne ajute. Pentru că ca și indivizi, din punct de vedere individual, niciunul dintre noi nu avem capacitatea ca să putem să ne rezolvăm problemele noastre. Nu avem, indiferent cât de disciplinați suntem, indiferent câte școli avem, câte facultăți avem, toate acestea sunt bune, dar ele sunt relative. În momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este a treia parte din Trinitate, El este acela care vine să ne ajute în falimentele vieții, în complexele vieții, în lucrurile slabe pe care noi le experimentăm și în momentul când îi cedăm domeniile din viața noastră, El ne ajută în absolut tot. De aceea, în această seară, cu ajutorul Domnului, o să ne uităm la câteva dintre lucrurile pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le face. Dar haideți să trecem la subiectul nostru. Pentru că Biblia ne vorbește și am citit un pasaj în care Pavel și Cusila erau în campania lor misionară, a treia campanie misionară a lor. La un moment dat Biblia ne vorbește că sunt aceia care trec prin Asia, nu predică cuvântul lui Dumnezeu și ocolesc Bitinia, ajung la Troa. Când ajung la Troa, Biblia ne vorbește că noaptea Pavel are o vedenie. Un om îi făcea semn să meargă la Filip. Merg la Filip cu barca
Și în momentul în care ajung la Filip, acolo predică cuvântul lui Dumnezeu, se pocăiește Lidia. După ce se pocăiește Lidia, femeia aceasta care era o vânzătoare de purpură, spune cuvântul lui Dumnezeu, ea și casa ei, la un moment dat apostolul Pavel împreună cu Sila încep să predice cuvântul lui Dumnezeu mai departe, pe străzile din cetatea respectivă. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat se ia după ei o femeie. Femeia aceasta avea un duc de ghicire, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă veți uita aici jos, da, la subsol aici, veți vedea că Cornilescu identifică duhul acesta, era duhul lui Piton, da? Duhul lui Piton. Adică era caracteristica asta satanei pe care diavolul o are, da? Și Biblia ne vorbește că femeia aceasta, la un moment dat, începe să strige după Pavel și după Sila, zice, mă, ăștia-s oamenii lui Dumnezeu, ăștia vă vestesc calea mântuirii. La un moment dat face timp de câteva zile lucrul acesta. Pavel, frustrat datorită faptului că la un moment dat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl ajută să identifice ce este în spatele acestei femei. Și acum vă spun de ce Pavel este acela care da, mustră demonul acela din femeie. Da? Și în momentul când Pavel mustră demonul acela, Biblia spune că femeia aceea este eliberată. Spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia aceasta s-a ținut după ei mai multe zile. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, nu identificăm că ar fi făcut ceva rău. De ce? Că femeia asta vine și spune cuvântul lui Dumnezeu că nu făcea altceva decât spunea în versetul 17, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. E ceva rău în asta? Nu. Dar totuși, de ce Pavel, apostolul Pavel, după câteva zile, nu face altceva decât în momentul când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl ajută să identifice ce este în spatele acelei femei, da? Mustră demonul acela. De ce? Știți de ce? Pentru că apostolul Pavel și cu Sila petreceau câteva zile, câteva săptămâni într-o cetate, apoi plecau. În momentul când ei plecau din cetatea respectivă, toți oamenii din cetate nu făcea altceva decât mergea la femeie, pentru că femeia respectivă nu făcea altceva decât căuta să se asocieze prin lipirea față de ei și să oamenii să spună în felul următor, și ea este un reprezentant al lor, pentru că uitați ce spune, că ăștia vă vestesc calea mântuirii. Așa că după ce pleca apostolul Pavel și cu Sila, nu făceau altceva decât oamenii din cetate veneau la femeia respectivă și spuneau, acum spune ei mai departe, cum e cu mântuirea? Și asta îi ducea pe toți în rătăcire. Și niciodată Dumnezeu nu îngăduie ca diavolul să-i facă reclamă lui Dumnezeu. N-are nevoie Dumnezeu de reclama diavolului. Și niciodată Dumnezeu nu va face ca lucrarea lui Dumnezeu să fie asociată cu o lucrare de rătăcire. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care s-a întâmplat lucrul acestea, la un moment dat stăpânii acelei femei, pentru că ea era roaba unor oameni bine, da, cu un statut foarte înalt în societate, la un moment dat ori mers, l-au prins pe Pavel, pe Sila, i-au bătut bine și apoi i-au aruncat în temniță. Și acum începe momentul acela în care vedem felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu face altceva decât începe să-i ajute și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu face altceva decât începe să facă lucrarea pe care El o are de făcut în viețile lor. Așa cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu își dorește să facă lucrarea în viețile fiecăruia dintre noi. Noi nu suntem doar purtătorii Duhului Sfânt, doar așa ca să ne aflăm în treabă. Nu suntem oameni care, Biblia spune despre noi că noi suntem temple ale Duhului Sfânt, doar așa ca să fim noi mai diferiți ca alții, nu? Nu. Ci noi suntem oameni care purtăm pe Duhul Sfânt în viețile noastre și purtători ai Duhului Sfânt și suntem temple ale Duhului Sfânt pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care nu face altceva decât începe să ne ajute pe fiecare dintre noi. Și în această seară o să ne uităm la câteva dintre lucrurile pe care vreau să le subliniez cu ajutorul Domnului. Și primul lucru care vreau să-l subliniez, de ce, da, Duhul Sfânt, ai nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și de ce El vrea să te ajute, este pentru că El este acela care transformă insuficiența ta în putere. El transformă insuficiența ta în putere. Noi ca și oameni suntem oameni care în foarte multe domenii suntem foarte insuficienți, adică suntem foarte slabi, suntem foarte falimentari, suntem foarte greoi, suntem foarte, foarte greu de schimbat, suntem tot felul, avem tot felul de chestiuni. Există insuficiențe în viețile noastre și există lucruri acestea de multe ori ne descalifică, de multe ori ne uităm la viața noastră și spunem, oh, eu nu o să pot să fiu niciodată ca cu tare, nu o să pot să fiu ca și cu tare, oh, eu nu o să pot să fac niciodată
niciodată aia. Eu nu o să pot niciodată să mă ridic la statutul ăla spiritual înalt. Eu niciodată nu o să pot să citesc Biblia 3 capitole pe zi. Niciodată nu o să pot să mă rog jumate de oră. Există insuficiențe în viața noastră. Și insuficiențele acestea de cele mai multe ori nu fac altceva decât ne descalifică din punct de vedere spiritual. Insuficiențele acestea nu fac altceva decât să ne descalifice și fără să ne dăm seama, în loc să fim oamenii aceia care să creștem din punct de vedere spiritual, aceste insuficiențe ne plafonează și nu ne ajută ca să fim oamenii aceia care să mergem din putere în putere. Ei, tocmai de aceea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine și în insuficiența aceea, în neputința aia, în lucrurile pe care tu le trăiești, El nu face altceva decât vine și te ia de acolo și începe să transforme absolut toate insuficiențele tale în putere. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel. Vă aduceți aminte că era Sfântul Pavel, era un om deosebit. Da? În Fapte, dacă o să citiți Fapte capitolul 9, veți vedea felul în care la un moment dat el este acela care se întâlnește cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte că mergea pe drumul Damascului, mergea la Damasc ca să prindă credincioși și să arunce în temniță. Și ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu că avea toată puterea, avea autoritatea din partea preoților. Era foarte în forță, era extraordinar de puternic. Mai făcuse lucrul acesta. Cu un capitol înainte asistase în momentul când Ștefan, diaconul bisericii primare, a fost omorât. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce mergea, la un moment dat se întâlnește cu Domnul. Domnul este cel care se întâlnește cu el. Timp de 3 zile a fost orb, n-a mai văzut absolut nimic. Timp de 3 zile n-a mâncat, a postit și la 3-a zi Dumnezeu îl ia un proroc pe Anania și îl trimite el la casă, acolo unde era Saul. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că își pune mâinile peste ei ca solzii de pe ochi care îl împiedicau să vadă și în momentul acela Biblia ne vorbește că Domnul este cel care îl botează cu Duhul Sfânt. Viața lui Saul se schimbă în totalitate. Dintr-un om care era, da, praf și pulbere, deși avea o autoritate din partea preoților și o autoritate omenească, Dumnezeu îi dă o autoritate spirituală, îi dă putere spirituală, însă ne spune cuvântul lui Dumnezeu după aproximativ 18-19 ani, la un moment dat Pavel nu face altceva decât în 2 Corinteni, capitolul 12, începe să se roage înaintea lui Dumnezeu pentru că își dădea seama de anumite falimente și anumite insuficiențe pe care le avea. Și el începe să se roage și spune în felul următor: Doamne, dacă este cu putință, înlătură de la mine solul ăsta care mă pălmuiește. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a rugat de câteva ori. La un moment dat, uitați-vă cum Dumnezeu îi vorbește. Pune-te rog frumos 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Vine Domnul și îi spune în felul următor: și el mi-a zis, adică Pavel relatează lucrurile pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a spus în felul următor: harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea când? Atunci când ești tare? Atunci când ești aici sus? Sau atunci când ești, te vezi insuficient și ai insuficiențe în viața ta? Puterea mea în slăbiciune. Slăbiciune mai înseamnă și insuficiență. Da? Spune în felul următor: este făcută desăvârșită. Deci, Apostolul Pavel vine și spune în felul următor: deci, atunci mă voi lăuda mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Interesant lucru. Apostolul Pavel vedea adeseori în viața lui, din punct de vedere spiritual, anumite insuficiențe. Ascultați-mă bine, o paranteză care vreau să o fac și este important să înțelegem. Insuficiențele despre care noi vorbim nu sunt păcate. Nu sunt păcate. Păcatele le rezolvăm. Am păcătuit, vinim înaintea Domnului și ne cerem iertare, ne mărturisim ca Domnul să ne elibereze și Domnul să ne scape. Amin. Așa, să fie clar. Nu, când vorbim de insuficiențe spirituale, nu vorbim despre păcate, vorbim despre anumite incapacități pe care noi le avem, anumite chestiuni pe care le experimentăm. Și Apostolul Pavel a văzut lucrul acesta și el vine și spune în felul următor, că în momentul când se roagă înaintea lui Dumnezeu, vine Domnul și spune: auzi, harul meu îți este de ajuns. Parcă ar fi un paradox, dar cum îmi vine asta? Știți cum vine asta, stimați frați și surori? Nu vi s-a întâmplat de multe ori să zici, zice, atât de puternic mă simt spiritual că nimic nu mă clintește. Și nu a durat numai câteva ore și bim, direct în cap ai mărs. De ce? Pentru că n-ai fost suficient de puternic spiritual. Ai crezut tu că ești puternic spiritual. Bă, zice, nu o să mă clintească nimica, dar uite ce a făcut ăla. Eu n-aș face niciodată cu tare lucru. Și nu trecut puțin timp sau mult timp și bum, același lucru ți s-a întâmplat. Și ai mers direct în cap. De ce?
Pentru că totdeauna Dumnezeu, câtă vreme noi trăim, vrea să ne arate că noi prin propriile noastre puteri nu putem să facem nimica. Dar atunci când ne recunoaștem în insuficiențele noastre, da, spirituale, Dumnezeu este acela care vine cu puterea sa și în momentul când recunoaștem că noi suntem dependenți de Dumnezeu și suntem oamenii aceia care chiar avem nevoie de Domnul, Domnul este acela care ne dă har, lăudat să fie numele Domnului. Vă aduceți aminte că spune cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos vorbea ucenicilor despre doi oameni care vor veni la templu. Unul era un fariseu și unul era un om care se considera un vameș, păcătos. Și la un moment dat a venit fariseu și a spus: Doamne, eu îți mulțumesc că eu dau zecioală din aia, eu fac aia. Doamne, eu îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca și vameșul ăsta care e acel lângă mine, care se bate cu cărămida în piept, că e vai de el și așa. Eu, Doamne, tu știi că eu cunosc legea ta, eu cunosc Biblia, eu cunosc aia, am făcut școală teologică, eu scutare. Da? Și Biblia spune că Domnul Iisus Hristos continuă lista laudelor pe care omul acesta cu cernic, puternic, spiritual le aducea înaintea lui Dumnezeu. Și apoi zice Domnul: dar uitați-vă la vameșul ăsta. Vameșul ăsta, spunea Domnul Iisus Hristos, nu-și ridică nici ochii din pământ, nici măcar nu se uită spre altar, nici spre cer, ci cu ochii atârnați în pământ, vine și spune: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. La care Domnul Iisus Hristos zice: voi vedeți că omul ăsta își recunoaște că este insuficient spiritual? Vedeți că omul ăsta este un om care vede că are nevoie de ajutor? Nu știți ceva? Ăsta care s-a bătut cu cărămida în piept, ăsta e descalificat. Dar ăsta care își vede insuficiențele și are insuficiențe spirituale în viața lui, omul acesta va fi ridicat și omul ăsta va fi pus la loc de cinste. De ce? Pentru că Biblia ne vorbește clar și categoric. Dumnezeu totdeauna umblă cu oamenii smeriți. Lăudați să fie Domnul. Acum să nu credem că oamenii smeriți e aia care totdeauna se plâng și se vaită. Nu. Dar oamenii care își recunosc și se recunosc că au nevoie de Dumnezeu. Își recunosc că de-aia vin și duminică dimineața la biserică și duminică seara, vin și luni seara la rugăciune și joi, mai merg și la Severin la biserică și așa mai departe. Își recunosc că au nevoie, sunt insuficienți din punct de vedere spiritual. Iar Dumnezeu este acela care totdeauna transformă, prin Duhul Sfânt, transformă insuficiențele noastre în putere glorificat să fie numele Domnului. Aduceți-vă aminte de felul în care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, că Domnul este acela care nu face altceva decât ne ridică pe fiecare dintre noi. Da, știu că viața este tumultoasă, știu că există tot felul de situații, știu că de multe ori ne este greu sau da, anumite chestiuni, tocmai de aceea avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De-aia ar trebui să te bazezi mai mult pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De-aia ar trebui în fiecare rugăciune pe care tu o înalți, să nu existe rugăciune pe care tu o înalți fără să spui: Doamne, mă rog, Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt. Doamne, botează-mă. Doamne, lucrează în viața mea. Că nu te botează Domnul neapărat numai la stăruință. Nu, Nicu a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt când a mers cu bicicleta. Sara a fost botezată de Domnul cu Duhul Sfânt când o vine de la școală și o intrat în scara blocului. Fiecare dintre noi avem experiențe diferite, dar nu te limita doar la momentul de stăruință. Viața noastră ar trebui să fie o viață în care să ne rugăm în fiecare moment, în fiecare zi. Te trezești dimineața, roagă-te: Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt. La amiază te rogi, roagă-te ca Domnul să te umple de Duhul Sfânt. Când ești la masă și îi mulțumești Domnului pentru mâncare, spune: Doamne, mă rog, umple-mă de Duhul Sfânt. Când mergi la școală sau vii din călătorie sau așa mai departe, roagă-te ca Domnul să te umple de Duhul Sfânt. Seara când te pui în pas și te culci, roagă-te ca Domnul să te umple de Duhul Sfânt. Rugăciunea asta trebuie să fie o rugăciune continuă, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută pe fiecare dintre noi. Este singurul ajutor spiritual pe care noi îl avem. Oamenii din jurul nostru ne poate ajuta relativ, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne poate ajuta pe fiecare dintre noi în totalitate. Lăudați să fie numele lui Dumnezeu. De-aia e important pentru noi să înțelegem că ajutorul pe care Duhul Sfânt îl oferă este ca să transforme toate insuficiențele noastre în putere, ca să fim oamenii aceia care să mergem, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, din putere în putere. Un al doilea lucru care vreau să subliniez în această seară pentru noi, da? Ce mai face Duhul Sfânt și felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută? El este acela care nu face altceva decât preschimbă sau schimbă, da? Schimbă totdeauna frica într-o victorie a credinței curajoase. El este acela care schimbă frica sau preschimbă frica într-o, da, într-o victorie pe care El ne-o dă prin credință. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are menirea aceasta.
Știu că ne e frică de multe chestiuni, ne este frică de, da, ne este frică de viață, ne este frică de sănătate noastră și a celor dragi, ne este frică sau ne este teamă de bunăstarea noastră materială, ne este frică sau ne este teamă de tot felul de necazuri care neprevăzute, care pot să fie, să vie peste noi, ne este teamă de lucrurile pe care așteptăm ca să vină, să se întâmple, da? Ne este teamă de dușmanii noștri, ne este teamă de tot felul de, de lucruri, nu? Ne este teamă de moarte, ne este teamă de ce vom întâlni dincolo, ne este teamă, oamenii trăiesc într-o teamă, indiferent că se laudă cu asta sau nu se laudă, indiferent că recunosc sau nu recunosc lucrul acesta. Trăim într-o teamă continuă care nu face altceva decât ne paște pe fiecare dintre noi, frici pe care le avem. Mi-e frică să nu fie ca cu tare, mi-e frică să nu mi se întâmple ca și la ce cu tare, mi-e frică de lucruri care poate mi s-au întâmplat altă dată și anumite chestiuni pe care noi le trăim. Ei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care vine și transformă, da? Nu face altceva decât ne scoate din frica aceasta și ne duce spre o viață de biruință prin credința în Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Uitați-vă ce spune Pavel lui Timotei, în 2 Timotei capitolul 1, versetul 7, spune felul următor: căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci unul de putere, de dragoste și de chibzuință. Dumnezeu este acela care nu face altceva decât ne ajută în toate aceste slăbiciunile noastre și în toate temerile noastre, ca să putem să fim oameni chibzuiți și oameni care să facem ceea ce trebuie să facem. De ce ți este frică? Pune degetul pe frica aia care o ai. Pentru că în seara asta Domnul vrea să te schepe de ea. În seara asta Domnul vrea ca să-ți rezolve frica. Ca să nu mai mergi din frică în frică. De-aia Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oameni buni, avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu putem ca să biruim aceste teme, lucrurile acestea care, cu care noi ne confundăm. Dar când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine în viața noastră, El este acela care începe să ne asigure, El este acela care începe să lucreze. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Pavel și cu Sila au ajuns în temniță, da? Ei nu au fost oamenii aceia care să zic acum ce o să fie, vai de noi, ce o să fie cu nevestele noastre, ce o să fie cu copiii noștri, ce o să fie cu business-urile noastre, ce o să fie cu cutare, ce o să fie cu casele noastre, ce o să fie cu cutare. Nu au început să tremure datorită faptului că erau în temniță. Nu au început să se plângă, nu au început, da? Nu au început să se lamenteze, nu au început ca să fie cuprinși și înconjurați de frica aceea care se începe să-i manipuleze, pentru că frica este un domnitor puternic care nu face altceva decât începe în momentul când s-a instaurat în viața ta să manipuleze modul tău de gândire, să-ți manipuleze atitudinea, să-ți manipuleze faptele, să-ți manipuleze vorbirea, să manipuleze absolut tot în viața ta. De ce? Pentru că tot ceea ce tu experimentezi, experimentezi bazat pe domnitorul acela care începe să conducă viața ta din punct de vedere emoțional, sentimental. Este felul în care lucrurile demarează în viața noastră în momentul în care frica aceasta este instalată. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că Pavel și cu Sila, vedem felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a ajutat. În loc să înceapă și ei să se întrebe: mă, ce o să se întâmple cu noi? Cu siguranță știți ce urma? Să se întâmple următoarea zi ca să fie decapitați amândoi. Asta era normal. Asta era normal. Pentru că erau pe un teritoriu roman. Nu știa nimeni că Pavel este un cetățean roman, încă nu spusese la nimeni, da? Sila, la fel. Și își așteptau probabil sentința. Dar Biblia ne vorbește că, interesant lucru, tocmai datorită faptului că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu era acela care conducea viața lor, oamenii aceștia nu au avut nicio frică. Nici măcar nu-i pomenit momentul de frică, decât la temnicier. Doar din momentul în care da, Domnul a început ca să intervină și au căzut legăturile de pe picioare, s-au deschis ușile temniței și în momentul în care temnicerul a vrut să se sinucidă, să se omoare, tocmai datorită faptului că dacă în vremea aceea cineva scăpa din temniță, romanii, după ce îl chinuiau bine pe el și pe toată familia lui, îi omorea pe toți, pentru că se făcea complice sau cel puțin credeau că asta a fost felul în care el a făcut ceva de o slobozit pe cei care erau în temniță. Și el a vrut să se omoare el singur ca să nu mai ajungă romanii să-i chinuiască și familia și așa mai departe. Și Biblia spune că în momentul acela când aude vocea dinăuntru, că Pavel striga: stai liniștit, nu-ți fă niciun rău, că toți suntem aici, o tremura și o căzut la picioarele lor. Interesant lucru. Vă dați seama că Pavel și cu Sila puteau să experimenteze și ei frica. Puteau să aibă tot felul de nedumeriri. Uai, cum o să fie? Dar ce o să fie? Dar Biblia nu spune asta.
Biblia nu spune asta. Biblia vine și ne ajută să înțelegem felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi ajută pe oamenii aceștia. Felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu face altceva decât în locul fricii, da? Nu face altceva decât le aduce victorie în credință. Le aduce victoria aceea. Și uitați ce făceau Pavel și cu Sila pe la miezul nopții. Pune-te, rog frumos, versetul 25. Spune cuvântul lui Dumnezeu că pe la miezul nopții Pavel și Sila, ce făceau? Se rugau și cântau? Hai spuneți dumneavoastră. Cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Știi ce să faci când vine frica peste tine? Cântă cântări de laudă. Știi ce să faci când vine îndoiala peste tine? Cântă cântări de laudă. Tocmai asta vă spuneam dimineața pentru cei care n-ați fost. Spuneam celor care au fost, da? De ce de cele mai multe ori nu poți să-ți deschizi gura? Tocmai datorită faptului că diavolul nu vrea să ieși de acolo din situația respectivă. Pentru că în momentul când începi să lauzi pe Domnul, în momentul în care nu înțelegi ce se întâmplă cu mintea și cu rațiunea ta, dar alegi că e un act al credinței, alegi să te bazezi pe adevărul lui Dumnezeu, alegi să spui, Doamne, adevărul Tău este mai important decât lucrurile relative ale lumii acesteia. Adevărul Tău este mai important decât ceea ce eu simt în trupul meu. Pentru că frica, când ea este instalată ca un domnitor în viața cuiva, ea dă acele efecte în trupul omenesc și tot felul de chestiuni poți să simtă omul respectiv. Și tot felul de situații se experimenteze. Dar pe mine nu mă interesează lucrul ăsta. Ceea ce eu trebuie să fac și atitudinea pe care eu trebuie să o am este o atitudine de credință în Domnul Iisus Hristos și indiferent că mâna mea tremură sau piciorul meu tremură, da, sau spatele meu, nu știu ce se întâmplă cu el sau așa mai departe, sau simt eu pe trupul meu, nu știu ce, eu să aleg să mă încred în Domnul și să încep să laud pe Domnul, să spun, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeul meu, îți mulțumesc că sunt răscumpăratul Tău, îți mulțumesc, Doamne, că în slăbiciunile mele Tu mă ajuți, îți mulțumesc că Duhul Sfânt este suficient, îți mulțumesc, Doamne, și să încep să lauzi pe Domnul și vei vedea felul în care Domnul nu va face altceva decât te va izbăvi, lăuda să fie numele Domnului, că asta face Dumnezeu. Psalmul 18, versetul 3, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. De ce strigă la lăudat să fie Domnul? Știți de ce? Pentru că îl înconjurase vrăjmașii. De ce striga lăudat să fie Domnul? Pentru că tremura și era frică. De-aia au strigat lăudat să fie Domnul. Că dacă nu spunea că sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Zicea, putea să trec apa dincolo sau puntea. Nu. Dar datorită vrăjmașilor. Care sunt vrăjmașii noștri? Diavolul. Nu sunt oamenii. Este diavolul. Împreună cu toată suita lui. La fel cum Dumnezeu a pus câte un înger în dreptul fiecăruia dintre noi, diavolul a pus un înger al lui. Un demon care să studieze ființa ta. Și te studiază și vede exact felul în care tu ești falimentar. Dar nu te studiază o zi, două, o viață întreagă te studiază. Unde ți este sclăbiciunea? Unde ți este teama? Unde ți este frica? Unde ți este falimentul? Unde este insuficiența? Care e lucrul care te deranjează și te frapează? Care este momentul ăla care îți aduce anxietate, panică, depresie? Acolo te va lovi. Asta face el. El asta face. Există, pentru că diavolul este omniprezent. Dumnezeu este omniprezent. Diavolul a fost un înger creat, un înger de lumină, da? Asta înseamnă că el nu poate să fie decât într-un singur loc, într-un singur timp, da? El nu poate să fie și aici și să fie și în Africa, în același moment, nu. Dar el ca să poată, ca pe fiecare dintre noi, da, să poată să ne trântească și să ne lovească și să ne amăgească, o delegat câte un demon. Și demonul ăla are menirea să fie după tine toată ziua. Păi să te pun nimeni tu. Te ascultă cu cine vorbești la telefon, cum vorbești, ce vorbești, de ce vorbești. Te studiază să vadă cum acționezi la momentele când îți vin anumite gânduri. El nu poate să-ți citească gândurile. Diavolul nu are capacitatea să cunoască gândurile. Dar știi ce face? Îți trimite un gând ca o săgeată la nivelul minții în momentul în care dintr-o dată încep să te tremuri. Opa, asta face efect. Dar când tu îl auzi pe Domnul, zice, bă, zice, am trebuit la asta săgeată toată ziua la nivelul minții și nu are nimic putere asupra. De ce? Pentru că prin expresia feței tu poți să îi dai lui directivele ce se întâmplă cu tine. Ascultați-mă bine. Ascultați-mă bine ce vă spun. Ia începeți, începând de astăzi, indiferent ce lupte aveți la nivelul minții, să nu mai supărat. Ce cu tine, frate? Bă, lasă-mă, frate, Darius, că iau jucările și plec. Dar de ce ești eu supărat? Că așa e unii, știi? Ca și pruncii aia care se joacă nisip cu jucăriile și iau unul lopătic așa, așa. Ce cu tine? Da, m-a luat lopățica, dar nu mai vreau. Dar, oh, bă, bro,
Ești om mare, ai 45 de ani, ai 50 de ani, ce-i cu tine? E adevăr? E adevăr, știu, că așa suntem. Dar de ce? Pentru că diavolul ne-a studiat și demonii care sunt, nu fac altceva decât să te studiază, să vadă exact unde ești falimentar. Nu să te lovească acolo unde tu ești puternic, unde ți-ai îngrenat bine în Domnul. Acolo în lucrurile micuțe. Și atunci te studiază. Și în momentul în care te studiază, începe să-ți trimită tot felul de gânduri la nivelul minții. În momentul când tu începi să te plângi, să te lamentezi, să, wow, dar nu mai pot. Oh, el vede că are putere. Mai mult îți trimite, amplifică lupta. Dar ascultă-mă bine ce spun. În momentul când vei, la nivelul minții se va da bătălie și în momentul când îți va veni să te plângi, să te lamentezi, să, să vii înaintea Domnului să spui, Doamne, e adevărat, Doamne, că este ce se întâmplă, ce se întâmplă, dar eu aleg să mă încred în Tine. Tu ai spus în cuvântul Tău că Tu nu mă lași. Tu ai spus în cuvântul Tău că Tu ești o cetățuie pentru mine. Tu ai spus în cuvântul Tău că Tu ești păstorul meu. Tu ai spus în cuvântul Tău că, Doamne, împreună cu Tine voi ieși biruitor. Și încep să-L auzi pe Domnul și încep să-L mărești pe Dumnezeu și să-L... Știi ce o să facă diavolul? O să-L debusolez. Că și el se debusolează. Nici el nu mai știe de multe ori ce e de capul lui. Vai de capul lui. Înțelegeți? Nici el nu mai știe ce-i cu el. Da? Dar în momentul în care tu mai multe lauzi pe Domnul, zici, măi, eu trimit la asta atât gânduri de omor și ăsta zice, Doamne, îți mulțumesc pentru viață. Eu îi trimit la asta gânduri de sinucidere și ăsta zice, nu voi muri, ce voi trăi și voi mărturisi lucrările Domnului. Pe asta, de ce credeți că vă spune, mă, învățați cuvântul lui Dumnezeu pe de rost? Că asta se întâmplă. În momentul când îți vine gândul de, da, chiar m-am adus aminte că stăteam la consiliere cu cineva și zicea, mor. Tot asta ziceam, tă mor. O, zic, oprește-te, zic, că nu ești urs să zici, mor. Da? Zic, tu ești om. Și, de fapt, era o femeie, cred că, dacă nu greșesc. Zic, oprește-te, zic, ho, că nu ești ursoaică. Numai ursul, zice, mor, toată ziua, da? Că tă mormânește, Domnul să aibă milă de... Da, zic, oprește-te, zic, spune după mine. Ce să spun? Spune după mine, nu voi muri. Dar nu zice că eu am gândul numai că te mor. Nu mor, stai liniștit, tu crezi că așa de ușor să moare. Ce, voi așa credeți că așa de ușor să moare? Stai liniștit că nu se moare așa de ușor. Ce credem, că așa de ușor mor, bum, cum? Nu mor până nu vrea Domnul. Dar Dumnezeu este stăpân peste viața, amin. Nu diavolul. Dumnezeu este stăpân peste viața. Și am zis că te-a spune după mine. Ce să spun? Un psalm. Spune după mine, nu voi muri, iar nu voi muri, ci voi trăi și voi mărturisi, lucrările Domnului. Mai spune o dată, zic, din toată inima, am pus-o, cred că, 20 de ori. A, când o spus-o 20 oară, numai o ridica mâinile în sus și o zis, aleluia, osana, și a început să vorbească în alte limbi, că Domnul umplut-o de Duhul Sfânt. De ce? Că cuvântul lui Dumnezeu aduce viață, dar nu mai fi așa, ascultă-mă bine, știu că e greu de multe ori, lasă, nu e o problemă, că așa a zis Domnul, că lume veți avea necazuri, nu a zis că o să merg numai pe petale de trandafir și o să merg numai pe covor roșu, nu? Ce lume vei necazul, nicio problemă, slavă Domnului, că e necazurile astea ne ajută să ne întărim mai tare în Domnul, ne ajută să ne ancorăm mai puternic, ne ajută să iubim mai mult pe Domnul, ne ajută să fim dependenți de Dumnezeu. Că unii vă spun, dacă n-ați avea necazuri și n-ați avea probleme, Toyota ați fi la gară, n-ați mai avea nicio taină cu Domnul. Dar pe unii necazuri ne ține ancorați de Domnul, nu? Am stat și m-am pus întrebarea asta și m-am gândit, nu? De ce Dumnezeu îngăduie la unii? Pentru că dacă nu, fai de mine, nici ar mai fi, nici mai găsi pe la biserică. Dar pe unii Domnul ține așa acolo, că iubește și vrea să te mântuiască, așa că dă slavă Domnului și merem înainte până te înveți ca să fii dependent de Dumnezeu. Că asta e frumusețea dependenței de Dumnezeu. Să nu fii dependent de Dumnezeu atunci când nu ai, atunci când ești bolnav, atunci când nu mere bine, atunci când nu știu ce. Nu. Ce ar fi să te disciplinezi să fii dependent de Domnul atunci când toate lucrurile sunt bune? Atunci când o să fie rău, ascultă-mă ce se întâmplă atunci. Nici nu-ți pasă că o să fie rău. De ce? Că tu te-ai învățat să fii dependent de Domnul atunci când e bine. Și m-am gândit la un fenomen și acum gândiți-vă dumneavoastră. Oamenii care s-au întors la Domnul prin suferință, prin probleme, prin greutăți, prin anumite lucruri, ăștia totdeauna sunt legați de lucrul ăsta. E lucrul la care totdeauna parcă îi urmăresc. Oamenii care s-au întors la Domnul de bună voie și s-au întors la Domnul așa pentru că s-au îndrăgostit de Domnul, mă, parcă ăștia scuciți de probleme și mai scuciți de cât anumite lucruri. De ce? Pentru că pe unii numai așa au putut Domnul să-i întoarcă. Și pe unii ține Domnul așa. Dar ascultă-mă bine ce spun. Dacă ești unul din ăla, știi ce poți face? Poți ca să începi să te îngrenezi mai mult în Domnul și să te bizuiești pe Domnul și să lași pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te ajute și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu face altceva decât va schimba, da? Va schimba toate fricile tale și toate falimentele, le va schimba în victorie și o să vezi cum Domnul o să înceapă să lucreze și să schimbe toate lucrurile din viața noastră. Doamne, ajută la lucrul acesta. Vă aduceți aminte de Gedeon.
În Judecători, capitolul 6, vă aduceți aminte că Biblia ne vorbește că poporul evreu era falimentar timp de 7 ani de zile. Timp de 7 ani de zile vinea Madian, îi nimicea, fura absolut tot, le lua, vinea cu japca, le lua absolut tot ce aveau. Da? Altă dată vorbim despre asta, nu vreau să intru în subiect. Da? Biblia ne vorbește că timp de 7 ani de zile au fost falimentar. La un moment dat, după 7 ani de zile, apare Îngerul Domnului, da? Acolo e o teofanie a Vechiului Testament, o apariție sub formă angelică a Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament. Oriunde veți vedea că omul se închină înaintea unui înger în Vechiul Testament, să știți că acolo este vorba despre Hristos. Doar Hristos primește închinare. Când a fost un înger al lui Dumnezeu, nu lăsa pe om să se închine înaintea lui, da? Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat apare Domnul Iisus Hristos la Gedeon. Și Gedeon bădea grâul în teasca, adică ascundea ceva grâu de Madian, pentru că urma să vină Madianul ca să cucerească din nou toată țara și să le fure absolut tot. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Domnul face afirmația aceasta și zice: Domnul este cu tine, viteazule. Și se uită Gedeon în stânga, se uită în dreapta, zice: cum e Domnul cu mine, zice? Că eu, zice, și cel mai mic din casa tatălui meu, suntem toți vai de noi și dacă Domnul e cu noi. Pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri care ni se întâmplă? Și unde este minunile pe care părinții noștri ne istorisau? Nu ne-a scos Domnul cu mână puternică din Egipt? Acum, zicea Gedeon, Domnul ne-a părăsit și nu ne mai izbăvește. La care Domnul ignoră toată filozofia lui și toată amărăciunea și zice: nu, du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Madian, pe Israel din mâna lui Madian. Interesant lucru. Și am stat și m-am gândit când am meditat la pasajul acesta. Dar de ce până atunci, că după aia știi ce face Gedeon, da? Merge, aduce o jertfă înaintea lui Dumnezeu și merge la război. Și împreună cu armata pe care Dumnezeu dă de 300 de oameni, da? Cu 300 de oameni izbăvește pe poporul evreu din mâna lui Madian. Deși ca și izraeliți erau undeva peste 20.000, da? De izraeliți, erau mult mai mult. Dar de ce până atunci nu a avut niciodată puterea asta ca să meargă? Până atunci trăiam fiecare zi faliment. În fiecare an faliment, în fiecare lună și săptămână faliment. De ce până atunci n-a putut? Doar în momentul când ai întâlnirea personală cu Domnul. Ăla e momentul când Dumnezeu nu face altceva decât transformă fricile tale în putere și în victorie și în biruințe lăudat să fie numele Domnului. De-aia avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că întâlnirea noastră cu Duhul Sfânt nu este una care ne-am întâlnit cu Duhul Sfânt și apoi El a plecat înapoi la Tata și la Domnul Iisus Hristos în cerul și ne-a lăsat pe noi aici orfani pe pământ. Nici într-un caz. În momentul în care noi ne întâlnim cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt face din noi o reședință. Suntem locuiți de Duhul Său cel Sfânt. Suntem oameni care nu facem altceva decât suntem oameni care trăim în fiecare zi călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei, când vine frica, ea vine. Nici pe mine nu mă scutește, nici pe dumneavoastră. Dar în momentul când vine, ne aducem aminte cine e șeful. Și șeful nostru este Iisus Hristos. Amin. Și ne aducem aminte cine este călăuzitorul nostru și puterea. Și puterea noastră este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și frica asta nu poate să biruiască niciodată frica, nu poate să biruiască pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, indiferent cât de tare e voievodul acesta, Domnul nu este un voievod. Domnul nostru este un rege al regilor și domn al domnilor. El este împăratul împăraților, creatorul tuturor lucrurilor. Și atunci, dintr-o dată, lucrurile și ecuația se schimbă. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru, care este în mine și care este în tine, este gata să lucreze în dreptul nostru, lăudat să fie numele Domnului. Și indiferent cât încearcă frica, indiferent cât încearcă teama, indiferent cât încearcă panica, indiferent cât încearcă lucrurile să ne înăbușească, Biblia spune că apostolul Pavel, pe la miezul nopții, era în temniță, nemâncat, fără apă, fără curent, fără căldură, fără confort, fără nimica, poate fără nădejde, dar n-a avea pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a pus în el dorința să se roage. Pentru că ori de câte ori ne rugăm, am învățat lucrul acesta. Noi vrem ca ceea ce se întâmplă în ceruri să se întâmple pe pământ. Și ceea ce se întâmplă în ceruri vine pe pământ doar dacă noi aici pe pământ ne vom ruga. Și știți care e voința lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu? Este ca creațiunea sa să fie slobodă, ca copiii săi să fie oameni care se meargă din putere în putere, ca copiii săi să fie un popor care să reprezinte pe el, un popor care să trăiască pentru el. Asta este dorința lui Dumnezeu. Dar ca dorința lui Dumnezeu din ceruri să se împlinească pe pământ, noi aici pe pământ va trebui să ne rugăm. Înțelegeți? Câte vreme nu te rogi, nu te scoate Domnul de nicio temniță, nu te scoate Domnul de nicăieri, câte vreme nu lauzi pe Domnul, nu o să se întâmple nimica, o să rămâi așa. Asta nu înțelegem ca și copiii lui Dumnezeu. Frate Darius, dar mi-e greu să cânt, nu mă interesează, cântă. Frate Darius, dar nu vine să mă rog. Păi spune Domnului în rugăciune lucrul ăsta și o să vezi să spui Domnului: Doamne, nu vreau să mă rog.
Și știi ce s-a întâmplat? Tocmai ce te-ai rugat. Ai zis, de simplu, nu-i sofisticat. Noi le sofisticăm lucrurile. Înțelegeți, oameni buni, noi asta trebuie să facem. De-aia avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu mai tot spunem noi și eliminați din mințile voastre tiparele astea de gândire și lucrurile astea care ne diferențiază. Oh, noi trebuie să avem pe Duhul Sfânt că noi trebuie să fim mai deosebiți ca alții. Ca cine vrei să fii mai deosebit? Ca cine? Nu de asta ne-a dat Domnul pe Duhul Sfânt? El ne-a trimis pe Duhul Sfânt ca să fie un ajutor, care să fie cu noi în toate circumstanțele vieții, în care să-L dorim mai mult decât dorim aerul acesta pe care respirăm, în care să-L dorim mai mult decât ne dorim mâncarea de toate zilele care avem nevoie de ea, în care să-L dorim pe El mai mult decât ne dorim apa în momentul când suntem foarte setoși și avem nevoie să bem un pic de apă. Mai mult trebuie să-L dorim pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Asta e problema generației noastre. Că spuneam, nu, am sărbătorit centenariu, 100 de ani, dar în loc să fim mai plini și mai puternici și mai plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu mai suntem. Vorbim numai despre bolonii, vorbim numai despre lucruri, tot ne dăm unul altul întâietate și oamenii din bisericile noastre mor. Și copiii din bisericile noastre merg în lume. Și tineretul nostru îi mânca de robia drogurilor și a pornografiei și așa mai departe și toată lumea stă liniștit. Noi vorbim de nu știu ce. Și tare m-aș bucura să mă audă și o să mă audă mai marii noștri, că poate o să trezească Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să înțeleagă că nu de întietate unul altul, care e mai mare și care e mai mult în grade, e nevoie în cultul pentecostal, ci e nevoie de puterea Duhului Sfânt care poate să transforme și care poate să elibereze de depresie și care poate să elibereze de droguri și de alcool și care poate să elibereze de pornografie și care poate să elibereze de divorț și care poate să elibereze de țigară și care poate să elibereze de lucrurile cu care noi ca și generație ne confruntăm. Că ne îmbătăm mulți cu apă rece, că avem biserici pompoase, cu fanfare și coruri și tineretul nostru îi vai și amar. N-avem nicio putere. Și atunci, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Ne lăudăm noi că suntem cu Duhul Sfânt și nu suntem monopolul Duhului Sfânt. Ne lăudăm că îl avem noi pe Duhul Sfânt. Dar pe câți dintre noi ne mai are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Că e diferență să-L ai tu pe Duhul Sfânt și diferență să te aibă El pe tine. Când îl ai tu pe El, faci ce vrei. Umbli când vrei, vii la biserică când vrei, te implici când vrei, faci cum crezi tu. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te are pe tine, nu o să mai vii la biserică când vrei tu, o să vii la biserică de fiecare dată când este slujbă. O să te pui pe genunchi de fiecare dată când El îți va spune. O să începi să citești Biblia de fiecare dată când îți va pune în boldul, când îl ai tu, când te are El pe tine. Te va duce spre Biblie, te va duce spre cuvânt, te va duce spre sfințenie, te va duce spre adevăr, te va călăuzi pe calea lui Dumnezeu. Nu o să te facă niciodată să o iei razna. De-aia avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Înțelegeți? În al treilea lucru și un ultim. De ce avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are capacitatea să se scoată din criză. Biblia ne vorbește că Pavel și Cusila erau într-o criză. Erau în criză și interesant lucru că n-a dat un telefon la Ierusalim să-și rezolve problemele. N-a dat un telefon la prietenii lor. N-a trimis vorbă să vină cineva să le plătească tributul sau să le plătească amenda. N-a făcut nimica. Oamenii aceștia, ceea ce au făcut, s-au bizuit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu scos din criză. Așteptăm de multe ori și spuneam și dimineața lucrul ăsta. Vin oameni la consiliere și așteptă să le dăm 3 pastile spirituale. 3 pastile în care, bum, peste noapte, wow! După ce au fost 20 de ani praf și pulbere, după ce 20 de ani nu s-au rugat deloc, după ce 20 de ani nu s-au citit Biblia, 20 de ani nu au postit, 20 de ani nu au avut nicio relație cu Dumnezeu, peste noapte, cu 3 pastile pe care noi așteaptă să le dăm, să fie super spiritual. Și să fie oameni plini de putere. Zice, dar să fim ca dumneavoastră așa, plini de putere, să ne rugăm și noi cu patos și cu focus. Dar credeți că asta s-a întâmplat așa peste noapte, cum pușcăm noi din degete? De ce ești frustrat? Dacă nu faci ce trebuie. Nu o să fii niciodată un om spiritual. Nu o să te scoate Domnul niciodată din criză. Înțelege că singurul care te scoate din criză este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de care noi avem nevoie ca generație. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de care noi avem nevoie ca biserici. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de care noi avem nevoie ca și familii.
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de care noi avem nevoie ca și indivizi. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de care noi avem nevoie, de care copiii noștri au nevoie, de care adolescenții noștri care au gânduri de sinucidere, care au gânduri să îl urmeze pe diavolul și să fie în lume și să trăiască pentru diavolul, care au gânduri să renunțe. Ăștia au nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că pot eu să vin să le bag filozofie cât vor în capul, că nu se întâmplă nimica, dar când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, îi scoate din criza în care sunt. Îi ia și le transformă modul de gândire, le transformă atitudinea, le transformă viața, îi pune pe făgașul cel bun. Și atunci o să vezi că nu mai trebuie să-i împingem noi. Haideți și voi, mă, copii, la rugăciune. Haideți și voi, mă, să faceți ceva. Haideți și voi și citiți Biblia. Că o să iei Biblia, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu acolo îi va duce. Asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Înțelegeți-mă, stimați frați și surori, stimați ascultători, dacă avem nevoie de ceva, avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu mai căutați trei soluții pentru biserica ta, că nu o să-i găsești nicio soluție. Nu mai căutați șapte pași prin care să-ți rezolvi problema bisericii tale. Ceea ce ai nevoie, ai nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Asta avem nevoie fiecare dintre noi. N-avem nevoie de altceva. N-avem nevoie de lucruri. Foarte mulți dintre noi, datorită faptului că ne place să citim, căutăm tot felul de surogate și tot felul de chestiuni. N-avem nevoie să schimbăm altceva. N-avem nevoie de un cor mai mare, n-avem nevoie de o fanfară mai mare, n-avem nevoie de alte lucruri, nici de cafea, nici de donuts, n-avem nimica nevoie. Ce avem nevoie, ca cineva să ne scoată din criza în care suntem, avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine, apoi El schimbă absolut tot. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că din momentul acela în care poate și-au pierdut nădejdea, încrederea, Pavel și Cusila au fost scoși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și în momentul când au început să cânte și l-au lăudat pe Dumnezeu, au început să cadă legăturile de la picioare, s-a deschis temnița, au ieșit afară și au mers la temnicier și temnicier l-a primit pe Iisus Hristos. Nu a fost nevoie de predici sofisticate, nici măcar să-i arăte Biblia și să zică hai să vezi ce scrie aici, hai să vezi, uite, noi facem Biblie personalizate ca să ajutăm pe oameni să crească mai repede spiritual și să înțeleagă mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta nu a avut nimica, dar l-a avut pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are capacitatea să se învețe, are capacitatea să se transforme, are capacitatea să se scoată, are capacitatea să schimbe. El e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El știe mai bine. El este omniprezent, omniștient, omnipotent. El este acela care are toate capacitățile și absolut tot. De ce? Pentru că El este Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Și când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, apoi să încep să-L auzi pe Dumnezeu. Că numai așa poți să scoți, să se scoată din criză. Nici o criză nu se poate rezolva cu o altă criză. Nici o criză nu se poate rezolva cu o soluție omenești. Nici o criză nu se poate rezolva cu abilități, cu putere omenească. Criza este criză. Dar criza, indiferent de numele ei cum ar fi, că tot criză se numește, ea poate să fie biruită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Începe și roagă-te. Începe și stai la dispoziția Domnului. Roagă-te prin Duhul Sfânt. Hai să facem un experiment. Mâine o să ai o criză. O să vezi că o să ai o problemă. Nu că zic eu, că asta se întâmplă și eu. În momentul când o să începi să te rogi prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în momentul când o să începi să te rogi, o să spui, Doamne, mă rog, Doamne, scoate-mă biruitor, Doamne, dă-mi putere, dă-mi înțelepciune, ajută-mă să ies. Vei vedea felul în care Dumnezeu va aduce soluție. Îți va lumina mintea, îți va lumina viața, îți va lumina cugetul, vei ști ce trebuie să faci, vei ști cum să gestionezi momentul acela. Pentru că asta face cuvântul lui Dumnezeu. Dar până atunci, ascultă-mă bine ce spun. N-aștepta să vină criza. Foarte mulți dintre noi ne rugăm, știți când? Doar când vine criza. Citim Biblia atunci când ajungem la spital. Începem să postim atunci când nu mai putem. Atunci vrem. Și ascultați-mă bine, ca să Domnul să intervină și să te scoată din criză. Tu trebuie să ai o viață de rugăciune, tu trebuie să ai o viață de citire, tu trebuie să ai o viață de post. Și în momentul când va veni criza, de-aia s-a ajutat, nu stă nici măcar 24 de ore în temniță. Nu stă 24 de ore în temniță. Știți de ce? Pentru că Pavel și Cusila erau oameni care iubeau cuvântul lui Dumnezeu. Erau oameni care se rugau. Așa zice Biblia, da? Și până la miezul nopții așa s-au rugat. Nu s-a cu mâinile în buzunar să vadă ce o să întâmple. Și Biblia spune că erau oameni care lăudau pe Dumnezeu. De ce credeți că apostolul Pavel este cel care vine și spune în felul următor bisericii din Efes? În Efeseni capitolul 5, versetul 19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați, aduceți din toată inima laudă Domnului. De ce?
O inimă care laudă pe Dumnezeu este o inimă care totdeauna va fi scutită de problemele vieții și indiferent când va trece prin ele, va trece biruitor prin ele. Încearcă, ascultă-mă o rețetă, ascultă-mă ce spun. Unul dintre lucrurile pe care diavolul nu le suportă este ca tu să lauzi pe Dumnezeu. Și în momentul când te vede că lauzi pe Dumnezeu, știi ce o să facă? Bă, nu mai dau la astea necazuri, că aici e psihologie reversă, știi că și diavolul știe lucrul ăsta. Nu mai dau la astea necazuri, că cu cât îi dau mai multe necazuri, cu atâta laudă pe Dumnezeu mai mult. Nu mai dau la astea ispite, cu cât îi dau la astea ispite, îl laudă pe Dumnezeu, mă duc la altul. La ăsta zice, mă duc, ăsta nu laudă pe Domnul. Ăsta zice, nici nu zice amin și aleluia, nici nu cântă, nici nu se roagă, nici nu citea și lasă-i dau cu tona. Și îți aduce cu tona, la alții cu 2 tone, 5 tone, 10 tone, 20 de tone, numai probleme, mai spiche, numai... Dar ea începe să-l auzi pe Domnul. Ascultați-mă bine, este un adevăr pe care Biblia vorbește. De ce credeți că Apostolul Pavel vorbește asta? Numai așa ca să-i aflăm noi treabă, tătă ziua să îl lăudăm pe Domnul, să cinstim numele Lui, să îl înălțăm pe El, că n-avem ce face așa, e o rețetă din asta așa absurdă, nu! Este realitatea pe care noi trebuie să o experimentăm. Uitați-vă ce spune în Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Cuvântul lui Hristos, adică cuvântul vieții, să locuiască în voi din belșug. Spune în felul următor. În toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Cântați lui Dumnezeu cu mulțumire în toată inima. Același lucru spune în Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Trebuie să înțelegem că este rețeta pe care Dumnezeu ne-o dă ca să ne scoată din criză. Este ceea ce de fapt trebuie să facem. Și în momentul când tu ai o viață de rugăciune, o viață de cântare, o viață de laudă la adresa lui Dumnezeu, nu se întâmplă nimic. Vă aduceți aminte de Daniel? Acum vine exemplul lui Daniel în minte. Vă aduceți aminte că s-a interzis rugăciunea timp de 30 de zile. Împăratul a zis, nimeni nu se roagă, dacă cineva se roagă, pșt, în groapa cu lei. Din prima, lei ăștia erau specializați, fometați. Ăștia abia aștepta să prindă cineva. Nici nu ar tângea fundul gropii, că deja erau sfârșiați. Și vorbește Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu că Daniel era un om care se temea de Dumnezeu și îl iubea pe Dumnezeu în ciuda poruncii care a fost dată de împărat. Și ăsta se ruga la fel cum avea obiceiul de 3 ori pe zi. Am stat și m-am gândit. Dacă Daniel se ruga numai când era în groapa cu lei, oare îl mai izbăvea Dumnezeu? Probabil că nu. Zicea, Domnul, hai că îți fac chemarea acasă, vii acasă, rapid, te execută lei rapid și ajungi la mine în cer. Dar nu, 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 tocmai datorită faptului că a avut o viață de rugăciune. Că o viață de rugăciune l-a izbăvit din groapa cu lei. Aduceți-vă aminte de Șadrac, Meșac și Abednego în cuptorul cu foc, în încercare. Aduceți-vă aminte că și oamenii aceștia au fost oameni care atât de mult s-au încrezut în Domnul și au fost oameni temători de Dumnezeu încât au spus și dacă nu ne scapă Dumnezeu nicio problemă, merge la Jesus mai repede, petrecem timp mai mult cu El decât alții și așa că nu e nicio problemă. A Biblia spune că au ajuns în cuptorul cu foc și Dumnezeu a fost acela care a intrat acolo cu ei în încercare, că asta face Dumnezeu cu cei care îl laudă pe Dumnezeu și au ieșit din încercarea aceea fără să li se întâmple absolut nimic. Că asta face Dumnezeu. O să vorbim despre încercări în săptămânile viitoare, când o să mă întorc înapoi acasă, o să vorbim despre încercări, să vedem că toate încercările Dumnezeu le îngăduie cu scopul ca să ne edifice, să ne crească și să putem să fim oameni mai puternici și femei mai puternice. Asta face Dumnezeu, dar pentru noi în seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care ne scoate în criză. Nu mai încerca să cauți soluții. Soluția ta nu o găsești nici la doctor, deși Dumnezeu câteodată se folosește și de doctor. Soluția ta nu o găsești nici la psiholog, nici la psiatru. Soluția ta nu o găsești nici la cutare și cutare, nici... Na, 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 na. Soluția ta o găsești și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să o rezolve. Și ori de câte ori o să vedem pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care lucrează în noi și prin noi, veți vedea felul în care Dumnezeu va lucra. Psalmul 136, versetul 1, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui, glorie Domnului în vecii vecilor. Iacov, în capitolul 5, versetul 13, este vreunul printre voi în suferință? Auzi, să se roage. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Și ne oprim aici în seara asta. Pentru că vrem să punem în practică. Vrem să punem în practică ceea ce am învățat. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care ne ajută. Și este trimis de Dumnezeu ca să te ajute. Este singurul ajutor pe care tu s-ar putea să-l ai toată viața ta.
Este singurul ajutor care va fi nelipsit de lângă tine. Este singurul ajutor care va fi cu tine în orice circunstanță a vieții. Acest ajutor al lui Dumnezeu nu face altceva decât, am spus în seara aceasta, că El vine și te scoate din insuficiențele vieții și te duce în putere. Toate insuficiențele tale le transformă în putere. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să facă asta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care nu face altceva decât transformă frica în victorie. Da? Momentele acelea în care am fost tot falimentar, de vine și le schimbă. Am spus că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care ne ajută și ne scoate din criză, indiferent de criza, cum se numește criza respectivă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are puterea aceasta, de aceea avem nevoie mai mult în generația noastră. Și vă provoc să nu existe o rugăciune pe care să o lănțați înaintea lui Dumnezeu fără să te rogi. Și atât o să repet lucrul ăsta până să se întipărească în mințile noastre. Să ne rugăm ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt, să ne rugăm ca Domnul să mai boteze, să ne rugăm ca Domnul să înflăcăreze, să ne rugăm ca Domnul să reverse puterea Duhului Sfânt peste noi, că este ceea ce avem nevoie. O biserică plină de Duhul Sfânt nu va fi biruită niciodată de diavolul. O familie ca în care, în centrul căreia Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dorește, nu va fi niciodată sub asediul diavolului. O ființă care este plină de Duhul Sfânt, diavolul nu va avea nicio putere. Ați văzut dumneavoastră vreodată, da? Urmează iarna, unii dintre dumneavoastră aveți sobe, da? Soba aia care se încinge și care bași lemne pe ea, da? Pe timp de vară se pune toate muștele, se pune toate gongele, se pune toate lucrurile pe ea. Când este încinsă, ați mai văzut noastră să se pună ceva? Nici noi nu avem curajul să punem mâna, că dacă punem mâna ne arde, nu? Rapid, știm cât de dureros este. De ce? Pentru că este foc care arde acolo. Când un credincios al lui Dumnezeu este plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și focul Duhului Sfânt arde în el, nu se pune nimic, stai liniștit. Știi de ce s-o pus ceva pe tine? Tocmai datorită faptului că ești gol de Duhul Sfânt. Tu spui, frate Darius, dar eu mă rog în limbi, ești gol de Duhul Sfânt. Frate Darius, dar eu simt ceva, ești gol de Duhul Sfânt. Ascultă-mă bine ce spun, la modul cel mai serios. Ești gol. Pentru că în momentul când Domnul te umple de Duhul Sfânt, în momentul când ești plin de Duhul Sfânt, nu se va pune absolut nimica. Oh, că el dă târcoale, așa zice Biblia, diavolul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită 100% și în jurul meu și în jurul vostru. Dar niciodată nu se va pune, pentru că îl va arde focul Duhului Sfânt care este noi, lăudat să fie numele Domnului. De-aia avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și în seara asta vrem să ne rugăm. Și mâine seara când vine la rugăciune, tot așa număr frumos ca și în seara asta, ne rugăm. Și marți la Severin ne rugăm. Și joi la biserică iar vinim, da? Tot așa număr frumos și ne rugăm. Ca Domnul să lucreze și Domnul să ne umple de Duhul Sfânt. Și să ne rugăm ca Domnul să-și facă numele de slavă. Și să fim noi oamenii aceia, bărbați și femei, care să ardem pentru Domnul. Oameni care să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și în felul acesta vom vedea felul în care Dumnezeu va începe să lucreze. Că asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Haideți să intrăm în rugăciune.